Să știi, e Coca, l-ar dice anume fiind cu ăsta fost un timp, dau? Salve, șacalilor, ce faceți? Mi-a apărut pe YouTube, nu o să credeți ce mi-a apărut la recomandate, o piesă pe care am făcut-o eu când aveam vreo 14 ani. Am încercat să dau click pe ea, dar n-am putut, este efectiv prea greu și tocmai de am zis, bă, hai să fac un episod. Până când soarele răsare. Nu, era așa de cringe, bă. Eu zic așa, dacă nu o să fie cringe, hai să facem 20.000 de like-uri. Dacă o să fie cringe, hai să facem 40.000 de like-uri, am zis. By the way, sper că v-ați abonat la canalul meu și al lui frate Miura Tati, l-aveți în descriere sau căutați-l pe YouTube, vrem să facem 100.000. Și avem un fel următor, sneak toate trec, hai să vedem. Sneak toate trec, official video. Mi-am dat un like singur, nu uităm o leacă și după vă povestesc. Nu fi prost, stai acasă, e destul, e târziu. Îți cuiu ce la mână ți-l bat singur în sigur. Ești fetița lui mami, de te mustră așa conștiința, muie. Nu mai pot, nu mai pot. I'm speed! Oh, shit. Un pic de context acum, da? De prin clasa 7 am început să ascult hip-hop de ăsta rap, după care și intra 8-a la fel și dintre a 9 am dat-o puternic, gen, de atunci am început să-mi placă rău de tot. Și atunci eram în perioada aia când îmi plăcea rău de tot. Îmi plăcea prea multe încât am zis, bă, cum ar fi să fac o melodie hip-hop? Deci așa de tare îmi plăcea mie rap-ul încât am zis, hai să fac o melodie, că eu sunt cântăresc, domnule, am videoclip, doamne, ce crin. Mă rog, o să vă dau informații pe parcurs și uite, edited by Power Director. Salut? Hai, ok, hai să... Sneak Production, ok. Sneak toate trec. Doamne, cât de cringe. Nu fi prost, stai acasă, e destul, e târziu. Îți cuiu ce la mână ți-l bat singur în sigur. Ești fetița lui mami, de te mustră așa conștiința. Omul era inconștient că doar taxul de sfinț. Cum mergeam noi înspre casă la 5 metri de departe. Pe la 3 jumate, îmi dau șatră în față. Le-am uitat unul la parte, dar nu cale de scăpare. What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck is this? Nah, no, ce asta? Nu înțeleg de ce am pus cadrul ăsta. Bun, despre ce este melodia? Nu mai mi-amintesc exact despre ce este melodia. O gândisem eu să fie în două feluri, în două, mă rog. Eu ascultam de astea, așa știi, despre viață. Eram... Doamne, doamne, de ce? What the fuck, de ce? De ce există așa ceva? Eram stil burghez atunci, așa, ba. Oh, ia uite-l pe rapper! Prima parte a melodiei este cumva despre mine și de un coleg. La banchet în clasa 8, acum ar veni, am plecat singur de la banchet și era vreo 3-4 dimineața, cum ziceam și pe aici. Și-a apărut foarte mult oameni și era să-mi luăm o bătaie și am zis, hai să fac chestia asta, să pară cool. Să pară cool, că... Sigur e tare. Ascultați și voi versuri. La altă, dar nu-i cale de scăpare. Am făcut și noi o cruce și direct la înaintare. Dar de unde șanse? Eram praf și cu pupila dilatată. Ei 3 și 3 pe parte, toți puștam cu cea fălată. Ne-au întrebat câte ceasul, ca discuție de noapte. Ne-am căcat pe noi când treau de în jur numai 7. Nici acum nu înțeleg de ce mi-o trebuie plimbare. Când puteam să stau cu familia în concediu la mare. La soare. Ia uite. Ia uite, ai refrenul. Toate au fost, toate vin, toate urmează, toate se petrec. Toate wow. Cele ce au fost vor veni, dar toate... Wow. M-ați mai auzit cântând în pancakes, da, așa. Let's go, nu mai fac niciodată nu mai fac asta. Sincer, atunci era o perioadă când nu prea ne permiteam chestii. Aveam conversii ăștia care era problema, erau cu un număr jumate mai mare. Erau cu un număr jumate mai mare, dar îmi plăceau. Bine, erau cei mai tari papuci pe care i-aveam, dar erau cu un număr jumate mai mare. Eu purtam 41 atunci, ăștia erau 43, să mor. Da, poate ce trec, să zic? De ce sunt așa de rele și dureroase, nu înțeleg. Nu fac griji că știu că toate... Că toate trec. Toate au fost, toate vin, toate urmează, toate se petrec. Toate cele ce au fost vor veni, dar toate trec. Și când mă gândesc că am avut și bune, dau un respect. Tovară și de-a lungul anilor, dar și astea trec. Nu am terminat ce-am spus, am făcut anacolut. Prindeai duma dacă la română era aia ten mai mult. Nu mă dau în bară, pun pariu că mă întrerup. Îmi pare rău, dar mi-amintesc ce bătaie mi-au. După acea experiență, wow, complet neplăcută, știam că dacă nu mă pun pe treabă, mi-au bătaie mai multă. M-am hotărât să mă antrenez și să nu mă dau bătut. Să știe Coca, l-ar dice anume snicul ăsta fost făcut. Nu mă dau... Să știe Coca, l-ar din ce snicul ăsta a făcut. Ia uite-l pe snic aici, din ce-i făcut, mă? Din stixuri, din ce-i făcut snic? Ia uite.
Asta, asta era snica asta, dacă te prindea snica cea pe stradă. Bă, când îți ardea o palmă, te trimitea direct la Cernăuți. Da, deci nu pot să duc chestia asta până la sfârșit, nu pot. Nu pot. Îmi pare rău, probabil e foarte aiurea că pun pauze. Da, na, e, na, bro, e imposibil. De ce Dumnezeu a făcut asta? În caz că n-ați prins ideea și probabil n-ați prins-o pentru că sunteți prea idioți și prea cretini ca să înțelegeți ce a vrut să zică Snic la 14 ani. El după o exagerat acolo că și-a luat un pic de bătaie, bam, în seara aia, știi, așa, și după a zis că, bă, trebuie să mă antrenești, e un fel de never back down 2, așa, știi, bam, bam, și s-a dus Snic și s-a antrenat și după nu știu ce mai povestește. El aici, ce să mai povestesc? A, uite-l pe... Nu era Snic atunci, era Stic. Nu mă dau un spectacol, dar el se dă la mine. L-am luat într-o expediție și i-am zis: ține-te bine! Ai poză la abdomen și ești nemâncat de 4 zile. Normal că ai pătrățele dacă ai 40 de chile. Spre final vă doresc o zi bună în continuare. De dimineața până seara, până când soarele răsare. Mamă, să moară Fifi cât eram. Bă, băiatule, bă! Toate au fost, toate vin, toate urmează, toate se petrec. Toate cele ce de au ce fost să vor veni, dar toate trec. Oare de ce sunt așa de rele și dureroase, nu înțeleg. Nu fac grijă că știu că toate au fost, toate vin, toate, toate urmează, toate se petrec. Toate cele ce au fost vor veni, dar toate trec. Când mă gândesc că am avut și bine, dau cu respect. Furtomară și de-a lungul anilor, dar și astea trec. Ia uite cum, ia uite, bac. Eu cu camera când filmam videoclipul, ia uite, așa era. Ia uite cerul, ia uite, stai cadru bun tare. Hop, hop, așa. Ia uite, rotim și camera așa. Hop, bine. Ia balta asta așa cu un picor în apă. Hop. L-am luat bine. Filmează leac acolo terenul de ia uite-l. Hop, bine. Auzi, bro, filmează acolo coșul ăla unde scrie Bacău când dau eu coș, da? Filmez, da? Cu efectul ăsta clasic vere de VHS sau cum Dumnezeu se numește, de film grain așa cu peliculă de aia. Na, că am avut una aici unde care chiar m-am enervat. Fii atent aici ce ziceam eu, da, în condițiile care cred că aveam vreo 40 5 de chile maxim. Fii atent ce ziceam eu. Ai poză la abdomen și ești nemâncat de 4 zile. Normal că ai pătrățele dacă ai 40 de chile. În morții, mă, cât asta eram eu, mi-am dat de singur aici, mă. Mi-am dat fucking de singur, mi-am zis de mine, bă. Deci eu am încercat să parcul să-i zic la unul care așa, să-i dau așa, că normal că are pătrățele dacă are 40 de chile. Meanwhile Snic, ia stați așa. Meanwhile Snic. Unde e cadrul cu Snic? Meanwhile Snic. Răsare. Ia uite-l, meanwhile Snic. Ia uite-l pe Snic. Răsare. Auză. Vedeți? Vedeți că aici vedeți prin el? Voi observați că vedeți gardul prin el? Sunt mortul că am mai făcut o dată reacție la asta. Deci ce cringe când mă uit la mine cum reacționează. La, this is too fucking much, no. Deci știi ce mai crești decât să reacționezi la tine? Să reacționezi la tine cum reacționai la tine. Deci acest eu liric care a vrut de fapt. Deci în concluzie, eu am povestit o întâmplare exagerată de-a mea și am transportat-o așa într-un film. Mi-am luat bătaie, m-am antrenat, i-am bătut pe toți, cel mai tare, stil burghez. Cel mai probabil o să ne vedem peste 4 ani cum reacționez la mine, cum reacționam la mine la o piesă de-a mea. Activați clopoțelul când ne vedem în 4 ani cu un nou videoclip în fiecare miercuri și sâmbătă. Dar totuși vreau să mai văd un pic. Bă, dar ce freză aveam de Samurai Jack eram aici. Așa, Honingon eram. Atunci nu eram Lucian, atunci eram Lushan. Maestru Lushan. Ia să edited vedem. By Power Director, că nu știam cum să împrăcuiesc acum și un program. Dar ăla eram eu exact în același loc, exact ce sau ceva de genul. Doamne. Hai. Am uitat camera, știi? Mă uitam în cameră, știi că eu filmam. Nu fii prostă acasă, zi de spune. Pau, ce cringe eram în ambele postaje. Bă, nu, bine, nu, mulți nu s-au prins ce am avut aici de zi. Ia. Mă simt așa de nașpa, mă. Doamne, ce coadă aveam să mor. Da, ce să fac, chiar am prăjit rău. Na, ca să înțelegeți eu în melodia asta, mă, imaginam cum eram eu cu un prieten de-a meu seara și veneam de undeva. Vedeți, am zis bine. Eu am zis, bă, hai să plecăm, ăla au vrut să nu plecăm. Și când am plecat, ne-am întâlnit seara cu o... Bă, dar ești prost, ce dinți galben aveam, bă, iau ce capri eram aici, bă, ești prost. Ok, this is too much, this is the end. Sper că v-a plăcut videoclipul, bine, nu, acum realizez de ce spun la fiecare final de episod, sper că v-a plăcut episodul, nu. Bine, îți dai seama că sper, dacă e o chestie așa, crezi, nu mai sper nimica. Așa că ăsta a fost videoclipul, aveți toate, stai așa. Mulțumesc mult de tot că mă urmăriți, mulțumesc de fiecare dată că lăsați comentarii, că lăsați like-uri, că vă abonați, că sunteți cu mine, că vă gândiți la mine pe bune, vă mulțumesc mult de tot. În final, ca de fiecare dată, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți pornul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bum, bum.